Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 19 și vom citi de la versetul 29 până la versetul 44. Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, versetele 29 la 44. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți mi l Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Isus, Oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Pentru partea răsăriteană a creștinismului, astăzi este sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim. Partea apuseană a creștinismului a sărbătorit în urmă cu câteva săptămâni. Decalajul între cele două calendare este mai mare în anul acesta. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, sărbătorim împreună cu poporul român, sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim și începutul săptămânii mari a săptămânii patimilor mântuitorului. În același timp, pentru unii este și sărbătoarea onomastică. Pentru că în limbajul popular este sărbătoarea floriilor. Așa că toți acei care au nume derivată, derivate din floare, florica, florița, floare, florian, florin și mai știu eu câte alte variante, dacă sunteți aici, vă rog să ne arătați cu mâna ridicată. Toți cei care sunteți cu nume de floare. Să vă binecuvinteze Domnul și fie sărbătoarea aceasta dublă pentru dumneavoastră, una încărcată de har ceresc. pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Ne bucurăm să-i salutăm pe tinerii liceeni care au rămas împreună cu noi să vă binecuvinteze Domnul. Vă așteptăm la admitere, vă așteptăm la școală, vă așteptăm la închinările următoare împreună cu Universitatea Emanuel și cu Biserica Emanuel și ne rugăm să vă ocrotească Bunul Dumnezeu. Ca să putem înțelege sărbătoarea așa cum Biblia o descrie, este important să ne ducem în timp să vedem ce s-a întâmplat în vremea aceea, cum au sărbătorit cei de atunci și ce legătură este între ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani cu noi cei de astăzi. Ce impact are sărbătoarea aceasta în viețile noastre, în generația noastră, în vremea de acum? Atunci când Domnul Isus a intrat în Ierusalim, poporul Israel era sub ocupație romană de peste 90 de ani. 90 de ani de ocupație străină. Vreme grea. O țară sub ocupație este o țară care are parte de multă suferință. În vremea aceea, cei mai mulți din poporul lui Israel așteptau să se întâmple ceva. Era o vreme de așteptare. În Evanghelia după Luca, în capitolul 2, este surprinsă așteptarea aceasta. Atunci când textul biblic îl prezintă pe Simeon, și în capitolul 2, versetul 25, ni se spune că omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și el aștepta. Ce aștepta? Aștepta să se întâmple ceva, Israelul să fie mângâiat aștepta ceva. O femeie văduvă în vârstă, pe nume Ana, în versetul 38 din același capitol, este descrisă în felul următor. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani. Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. A venit și ea în ceasul acela, și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea lui Israel. Zeci de ani de ocupație, zeci de ani de necazuri și oprimare. Așteptau să se întâmple ceva. Așteptau mântuirea. Capitolul 3, versetul 15 din Evanghelia după Luca, este prezentat în paragraful acesta Ioan Botezătorul. Și în versetul 15 citim așa, fiindcă norodul era în așteptare. Și toți se gândeau în inima lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Așteptau să vină Eliberatorul, Mesia, să vină unsul lui Dumnezeu și să-i izbăvească din necazurile lor. Vreme grea și așteptare. Așteptau să vină cineva. Numai că poporul care era în așteptare este descris de Evanghelistul Matei în capitolul 9, Versetul 36. Când a văzut Iisus gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi fără păstor. Ce înseamnă oi fără păstor? Dezorientate, debusolate, fără discernământ. Vreme grea, cu multă suferință, multă apăsare, o vreme de așteptare să vină cineva. Numai că oamenii care așteptau erau debusolați. N-aveau discernământ spiritual. Când ai o asemenea situație și oamenii așteaptă să se întâmple ceva, se petrec câteva lucruri în inima oamenilor, în mintea oamenilor și în societate. Și anume, oamenii își iau toate durerile lor, toate dorințele lor, toate frustrările lor și caută pe cineva asupra căruia să le proiecteze. Caută pe cineva de care să își lege speranțele, așteptările, să le rezolve frustrările și să le împlinească dorințele. Dar dacă ești dezorientat, oare pe cine să alegi? În vremea aceea, și înainte de nașterea Mântuitorului, și după ce Domnul Iisus a murit, a înviat, s la cer, oamenii care n-au crezut în Domnul, și-au legat așteptările de personaje istorice care au crezut ei că sunt Mesia. Sunt cei care le vor rezolva așteptările. Și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, Gamaliel le spune celor din vremea lui că în urmă cu ceva vreme s-a ridicat un asemenea personaj pe nume Iuda Galileanul. Despre Iuda Galileanul citim în istorie că a fost un om care avea anumite trăsături, o anumită carismă personală care atrăgea admirația oamenilor. A apărut un proroc mincinos și profetul acela mincinos a spus Iuda Galileanul este Mesia, cel pe care îl așteptăm. Și oamenii și-au proiectat asupra lui Iuda Galileanul toate așteptările, dorințele, frustrările lor și au început să îi atribuie lui Iuda Galileanul calități însușiri pe care în realitate nu le avea. Dar pentru că și-au legat de el așteptările, au început să-l îmbrace într-o aureolă falsă. S-au dus după el și s-a terminat totul în tragedie. Ne spune tot Gamaliel că a mai fost unul Teuda, care le-a spus oamenilor că este înzestrat cu puteri supranaturale și le va rezolva problema robiei romani. Și oamenii s-au dus după el și Teuda i-a dus la Iordan. Și a spus semnul că eu sunt Mesia este faptul că atunci când voi ajunge la Iordan se vor despica apele Iordanului. Și s-au dus după el mulți oameni. Și s-a terminat totul în tragedie. Mecanismul acesta de a-ți lega așteptările, dorințele, necazurile, fanteziile, frustrările de cineva, este mecanismul care funcționează și astăzi, atunci când ne alegem eroii noștri sau idolii noștri din vremea de acum. Pe plan mondial este un curent extraordinar de ciudat, este, dacă vreți, vremea influențărilor. Licenii știu ce este un influencer. Sunt aceste personaje de Mucava pe care le admiră doi oameni, trei oameni, 10 oameni, 20 de oameni, 100 de mii de oameni, milioane de oameni, și își leagă așteptările de aceste personaje, și zilnic se duc să viziteze site-ul pentru că și-au legat așteptările, frustrările de personajul acela. Acum, dacă ai cunoaște personajul acela în realitate, ai fi absolut șocat că este un personaj atât de, atât de, de josnic. Într-o zi, mă întorceam de la București și în aeroport în București, așteptând zborul spre Oradea, mi-a fost dat să stau în sala de așteptare lângă niște celebrități ale televiziunii și filmelor românești. Stând aproape de ei, i-am auzit vorbind. Rar ți este dat să auzi ceva mai josnic și mai vulgar și mai fără conținut. Numai că oamenii își proiectează asupra lor așteptările, frustrările și vor să se identifice cu ei. Așa se explică de ce ai canalul tău de televiziune preferat. Așa se explică de ce ai telenovela ta preferată. De ce ai emisiunea ta preferată. Îți proiectezi dorințele tale, frustrările tale, complexele tale, le proiectezi asupra celor oameni și ai impresia că ei îți vor rezolva ceea ce îți dorești. <coughs> și zi de zi aștept să vină momentul potrivit, acum această așteptare și identificare cu un personaj fals. Dă naștere la un entuziasm emoțional deosebit de pronunțat o emulație emoțională foarte puternică. De naștere la un activism, un activism religios sau social sau politic deosebit de pronunțat. Când oamenii s-au identificat cu un personaj fals, sunt de neoprit, sunt de o hărnicie și de un activism care te surprinde că până mai ieri erau de o delăsare că nu puteai să-i clintești dintr-un loc, loc în altul. Și dintr-o dată devin activiști religioși, de activiști sociali. Se implică o emulație, laudă, promovează, postează, dau like-uri. Este un, un fel de emulație care se transmite în societate. Și se creează un fel de, ceea ce sociologii numesc, contagiune socială. Oamenii se contaminează de acest entuziasm. Și au impresia că entuziasmul acesta dă naștere la ceva real. Așa ceva s-a întâmplat în vremea în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim. Poporul era în așteptare, așteptau să vină Mesia, dar fiecare categorie de oameni aștepta un alt fel de Mesia. Oamenii de rând așteptau un Mesia care face miracole. Și citim și în Evanghelia după Ioan și în Evanghelia după Matei că mulțimea oamenilor s-a adunat pentru că au văzut toate minunile pe care le-a făcut el. Erau căutătorii de minuni. Și când au văzut și minunea învierii lui Lazar, entuziasmul lor a fost atât de mare încât din toate părțile s-au adunat să-l întâmpine pe făcătorul de minuni. Asta așteptau ei. Un Mesia care e specializat în miracole. Fariseii și cărturarii așteptau un alt fel de Mesia. Ce fel de Mesia așteptau cărturarii și fariseii? Un Mesia a ritualurilor religioase. Mesia ritualurilor. De aceea l-au urmărit pe Domnul Isus ca să verifice dacă respectă toate ritualurile. Care a fost problema lor cea mai mare cu Domnul Isus? Că nu le respectă datina bătrânilor sau ritualurile. Ei așteptau un mesia a ritualurilor. Zeloții, o partidă religios-politică, așteptau un mesia. Revoluționar. Unul care organizează o insurrecție, unul care face o mobilizare deosebită și răstoarnă jugul romanilor. Asta era așteptarea lor. Ce fel de mesia așteptau ucenicii? Ce ziceți? S-a făcut tăcere. Evanghelistul Ioan prezintă în capitolul 12 o scenă, o relatează Ioan și spune, nici ucenicii n-au înțeles în vremea aceea ceea ce se întâmpla. Dar după învierea Domnului, Evanghelistul Luca surprinde doi ucenici, mergând dezamăgiți spre Emau și îi spun, noi am crezut că el este cine? Acela care va izbăvi pe Israel și în drumul spre Ierusalim, Doi dintre ei s-au dus la Domnul, ni se spune într-o altă evanghelie, că au trimis-o și pe mama lor, să ceară un favor. Care era favorul? Ajunge Domnul Isus la Ierusalim și instaurează un guvern nou. Și dacă instaurează un guvern nou, trebuie să-și formeze cabinetul. Așa că cei doi și mama lor cer următorul privilegiu. Un mesia lângă care feciorii ei sau cei doi frați să stea, unul la dreapta, și altul la stânga. Adică ei așteptau un Mesia care e victorios, se duce la Ierusalim și instaurează un nou guvern, o nouă ordine politică și rezolvă toate lucrurile și ei vor face parte din noul cabinet. Fiecare aștepta un altfel de Mesia. Un Mesia a fanteziilor lor, a dorințelor lor, a frustrărilor lor, a tot ceea ce au plăsmuit de ei. Fiecare și-a construit un alt fel de Mesia. Cum arată Mesia al tău? Cum arată Isus al tău? Cum anume i-ai construit imaginea? Atenție! În ultimii zeci de ani a apărut pe ecranele lumii un Mesia al ecranelor. Cât ați văzut filmul Iisus din Nazaret al lui Zefirelli, Mâna sus, mulțumesc! Cât ați văzut patimile lui Mel Gibson? Mulți! Acela e Mesia adevărat. Isus al ecranului este un Iisus a imaginației regizorilor și interpretat de actori. Sunt acești Mesia, acești Cristoși cu literă mică, inventați de oameni, după dorințele lor, după ambițiile lor, în vremea aceea, în care fiecare aștepta un altfel de Mesia, vine cel adevărat. Vine adevăratul Mesia. Acum, din mulțimea de asemenea cristoși, din mulțimea de asemenea idole ai vremii tale, din mulțimea de influenceri, din mulțimea de canale de televiziune sau de like-uri sau de mai știu eu ce alte lucruri, cum îl alegi pe cel care într-adevăr e adevăratul? Și în Evanghelie este prezentat cel adevărat. În Evanghelia după Luca, dar toate Evangheliile surprind lucrul acesta, când oamenii îl întâmpină pe adevăratul Mesia, adevăratul Mesia este cel atestat sau dovedit de Scripturi. Hristosul adevărat este Hristosul Scripturilor, amin. El spune, cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre mine. Adevăratul Mesia este Mesia al Scripturilor și în cartea profetului Zaharia, capitolul 9, Versetul nouă, cuvântul spune, vorbind despre Mesia, saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. Acum, cum vin împărații? Am fost de câteva ori în Washington, D.C., capitala Americii, când vine sau pleacă președintele Americii. Știți cum arată coloana? O coloană impresionantă de motociclete. Se blochează tot traficul, se eliberează străzile, este poliție lângă fiecare strâmb, lângă fiecare tufiș, lângă fiecare bornă. E poliție. E... Un, un fel de paradă de motociclete, după care vin mașinile acelea blindate, cu tot felul de semafoare, au în ele protecție de tot felul, sunt cei din protecția personală. Și dacă te întrebi cine vine, și ce spun trecătorii? E președintele. Ce se întâmplă când vine președintele? O oh, îmi iertați-mă! O să apelez la cei care s-au născut înaintea voastră. Cât s-a prins vremea când Nicolae Ceaușescu venea la Oradea? Oh, 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 mulțumesc frumos! Vă duceți aminte ce se întâmpla? Până și frunzele din copaci se vopseau ca să fie verzi. Se repara dintr-o dată asfaltul, gazonul, toate lucrurile erau reparate că vine. Și acum, adevăratul Mesia vine la Ierusalim. Și profetul anunță, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un cal de război, un stalion care nechează și care impresionează. Cum este? Călare pe un măgăruș. Este un alt fel de Mesia. Dar este cel adevărat. Nu vine ca să impresioneze, ci vine ca să salveze. Lucrarea lui nu este să ne stârnească emoții războinice sau de paradă. Misiunea lui este alta. Este prezentat în scripturi. În psalmi este prezentat ca fiind adevăratul împărat. Și în psalmul 96 și în psalmul 24 este prezentat. Întoarceți la psalmul, 90, la psalmul 118. În psalmul 118 este prezentată venirea lui și spune așa. Doamne ajută! Doamne de izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! În numele cui vine adevăratul Mesia? Vine în numele lui Dumnezeu. El nu vine pe pământ în numele cuiva, nu vine pe pământ în nume personal, nu vine pe pământ în numele unui grup de influență, El vine pe pământ în numele celui care este stăpânul cerului și al pământului. Pentru că rezolvarea problemelor de pe pământ depinde de cer. Niciodată pământul nu și-a putut rezolva problemele. Întotdeauna rezolvarea problemelor de pe pământ vine din cer. De aceea pământul are nevoie de cer. Și rugăciunea Tatăl nostru spune, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Adevăratul Mesia este Mesia al Scripturilor, este Mesia care vine din cer vine în numele lui Dumnezeu Tatăl, este trimis de Tatăl ca să împlinească planul Tatălui. El a venit pe pământ nu să împlinească frustrările mele și frustrările tale, fanteziile mele sau fanteziile tale, ci planul suveran al lui Dumnezeu. Și care e planul lui Dumnezeu suveran? Mântuirea ta și -a mea. Izbăvirea noastră din robia păcatului, scoatele noastre de la întuneric la lumină din blestem la binecuvântare de la iad la cer El vine în numele Tatălui ca să rezolve planul de mântuire a Lui Dumnezeu nu vine pentru planurile tale sau ale mele Tu pe cine aștepți? Aștepți un Mesia să împlinească voia ta sau aștepți un Mesia la care să-i spui voia ta, nu voia mea Voia ta, nu voia mea. Tu ești stăpânul. Eu sunt cel care am nevoie de ajutorul tău. Cei din vremea de atunci își construiseră imagini false despre un Mesia după chipul și asemănarea dorințelor lor. Adevăratul Mesia care vine este Mesia care transformă. Cel care vine este cel care este Domnul Cerului și al Pământului, este atestat în Scripturi, vine în numele Domnului, dar vine cu o putere extraordinară de transformare. Pe oriunde trece El se schimbă lucrurile. Eu o cântare deosebit de frumoasă, o mai cânta pe vremuri fratele Pentea, prea iubitul meu e Iisus. Una dintre strofe spune, orice loc pe unde trece. De miresmei, împresurat. câmpui, mai frumos pe acolo. Cerul este mai bogat. Cel care vine transformă. Și puterea aceasta de transformare este una care se face cu resursele cerului și după planul lui Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca și vedem această putere de transformare. Transformare asupra naturii, transformare asupra Lucruri din natură, dar transformare și asupra oamenilor. Luca, la capitolul 19. Duceți-vă în satul dinaintea voastră și când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Aduceți-l la mine. Acum, Biblia niciodată nu folosește cuvinte în plus, doar ca să umple spațiul. Orice cuvânt din Biblie este inspirat de... Duhului Dumnezeu. Și dacă spune cuvântul Evangheliei, aduceți un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Aduceți-l la mine, că pe măgărușul acela va încăleca Domnul și va merge. Am nevoie de ajutorul celor de la țară. Iertați-ne, orășenilor, vă iubim, vă prețuim, dar anumite lucruri le înțelegem numai noi cei de la țară cei de la țară, mâna sus cei de la țară. Vă mulțumesc să ne binecuvinteze Domnul să aibă milă de orășeni. Ce înseamnă să aduci un animal pe care nu a încălecat nimeni niciodată? Ce înseamnă? Nu risca în ziua în care vrei să te duci ca împărat să călărești pe așa ceva. Nu risca pentru că dacă nu este un animal bine dresat, dacă nu este un animal obișnuit cu călăritul, dacă nu știe ce înseamnă comportamentul, să nu care cumva că te faci de rușinea lumii, că nu te ascultă și te trântește la pământ. Și Domnul Iisus spune, aduceți-mi un animal pe care nu l-a domesticit nimeni niciodată. Nu l-a învățat nimeni niciodată. Pentru că cel care are puterea asupra întregului univers, care a creat cerul și pământul, are putere să transforme și comportamentul animalelor. Întoarceți, vă rog, la cartea profetului Isaia. Cartea profetului Isaia. Isaia surprinde această dimensiune a adevăratului Mesia. Isaia, capitolul 11, de la versetul 6, vorbește despre venirea lui Mesia, o la care va ieși din tulpina lui Isaia și este vorba de adevăratul Mesia și spune Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Este de neimaginat în lumea așa cum este ea după cădere. Dar când vine adevăratul Mesia, el schimbă natura lucrurilor. Pentru că atunci când Dumnezeu a creat toate animalele pământului și le-a dus la Adam, nu le-a dus în cușcă. Când le-a dus la Adam, au venit toate la oaltă, pentru că în creația originală era armonie desăvârșită. Când vine adevăratul Mesia, va rezolva și problema naturii. Și Biblia ne spune că toată natura așteaptă și suspină. După ce suspină? După această intervenție supranaturală a lui Mesia. Ni se spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, atunci când fariseii îi spun Domnul Iisus să își certe ucenicii să nu strige, Domnul spune, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Adică are putere să schimbe nu doar animalele, ci are putere să schimbe și materia moartă, fără suflare. Vor striga pietrele. Poate să dea glas pietrelor ca să strige. Întoarceți-vă la psalmul 96. Salmul 96. Spuneți printre neamuri, de la versetul 10, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Să mugească marea cu tot ce cuprinde ea. Să tresalte câmpia cu tot ce este pe ea. Toți copacii pădurii să strige de bucurie. Înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Să se veselească câmpia și să strige copacii. Și în Isaia 55 ne spune, copacii vor bate din palme. Acum, credeți că este doar o metaforă? Sau este o descriere a unei naturi răscumpărate? Este anunțul că atunci când vine Mesia începe ceea ce se va desăvârși la venirea Lui când va face un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Adevăratul Mesia este cel care transformă natura, dar nu numai natura. Adevăratul Mesia transformă oamenii. Când vine adevăratul Mesia, el transformă oamenii. Și când transformă oamenii, întoarceți-vă rog la Matei, capitolul 21, versetele 14 și 16. Matei 21, niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el le-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, o sana fiului David s-a umplut de mânie și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor care sug? În templu sunt niște oameni care sunt malformați, deformați. Sunt oameni cu suferințe și cu necazuri mari. Sunt orbi, sunt școpi, sunt ciungi. Sunt oameni pe care lumea aceasta, sub robia păcatului, i-a afectat și trupurile lor sunt contorsionate. Când vine adevăratul Mesia, el va schimba trupul stării noastre smerite. El are putere să transforme. Un Mesia care nu poate transforma este un Mesia fals. Și în Templu, atunci când intră adevăratul Mesia, sunt acolo oameni care au nevoie de această transformare și o primesc. Acum, când copiii sunt în Templu și sunt mulți copii. Ce se întâmplă când este casa plină aici de exploratori sâmbătă dimineață? Sute de copii. Fiecare copil vrea să facă altceva, sunt plini de energie, e greu să-i stăpânești. Întrebați-i pe cei care lucrează cu ei că la Biserica Emanuel sunt cei mai evlavioși și mai buni copii de pe fața Pământului. Numai că atunci știm că atunci când este clasa plină de copii și ai o pauză sau ieși la ore, e greu să-i stăpânești. Acum templul este cu copii. Și când copiii sunt în prezența Adevăratului Mesia. Știți ceva copiii? Cântă. Cântă și nu cântă prostii. Cântă și nu cântă lucruri fără noimă. Cântă și cântă cuvinte din Scriptură. Cuvintele lor sunt cântările psalmilor sunt învățați să cânte ceva și sub puterea și prezența transformatoare a Domnului, copiii cântă. V-ați bucurat să-i auziți pe cântând în dimineața aceasta? V-ați bucurat? Frașii și surori, v-ați bucurat? Așa e ce bine le stă cântând. Să vă binecuvinteze Domnul. E o putere transformatoare acolo. Dar nu numai atât. Are putere să schimbe inima. Are putere să schimbe inima. Inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Și când vine adevăratul împărat, adevăratul împărat, adevăratul Mesia, schimbă natura, schimbă comportamentul, schimbă starea noastră, dar schimbă inima. Dintr-o inimă legată de păcat, o inimă legată de lume, o inimă legată de lucrurile de nimic al lumii acesteia, le leagă de cer de Dumnezeu, o inimă de piatră devine inimă de carne. Este cea mai mare transformare posibilă. Adevăratul Mesia. Nu scoate din tine cei mai rău și mai vulgar și mai animalic, ci scoate din tine un copil de Dumnezeu, scoate din tine un caracter frumos, scoate din tine o lucrare nemaipomenită. Și toate acestea, pentru că adevăratul Mesia este atestat de Biblie, vine numele lui Dumnezeu, are putere de transformare. Schimbă natura, schimbă pietrele, schimbă oamenii, schimbă inima. Și noi spunem, o, Doamne, vino și în Biserica Emanuel, vino și în casele noastre, vino și în țara noastră și schimbă. Adevăratul Mesia, mai erul care de făcut, este un împărat care confruntă. Este un împărat care confruntă până aici ne-ar place. Numai că adevăratul Mesia n-a venit din cer pe pământ ca să se uite la noi să zică, ei bine și așa. Adevăratul Mesia a venit să schimbe și ca să poată schimba, ne confruntă. Întoarceți, vă rog, la Matei, capitolul 21. Confruntă păcatul. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu i-a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce, se vindeau, ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciuni. Dar voi ați făcut din ea o pește de târhar. Nu voi insista mult pentru că este subiectul predicii din seara aceasta. Vă rog să nu lipsiți pentru că este o predică deosebită din textul acesta. Dar ce ne spune aici Cuvântul lui Dumnezeu? Când Domnul Isus vine, adevăratul Mesia confruntă păcatul de la Templu din casa lui. Adevăratul Mesia nu tolerează păcatul. Adevăratul Mesia este Mesia care înlătură păcatul. A intrat în Templu din Ierusalim și Templu s-a umplut de păcat. Și adevăratul Mesia. Își folosește toată autoritatea dumnezeiască să scoată afară păcatul. O, Doamne, folosește-ți autoritatea Ta și scoate păcatul din noi, din casele noastre, din adunările noastre. Pentru că oamenii fără Dumnezeu transformă totul în peșterile de tâlhari. Augustin, marele teolog al secolului 4-5, a spus -o la un moment dat să nu fiți impresionați de oameni fără Dumnezeu, care trăiesc și ei în armonie, pentru că a spus Augustin, există și anumită pace între tâlhari. Pacea între tâlhari, în explicația lui Augustin, spune așa, două bande de tâlhari dintr-un oraș pot face parte, pace între ele. Adică, noi dăm lovitura a Rogerius, voi dați lovitura a Nufărul. Voi nu veniți la noi, noi nu venim la voi, așa că între două bande de tâlhari e pace. Hristos n a venit să facă pace între tâlhari a venit să facă pace cu Dumnezeu. Și pacea cu Dumnezeu este pacea bazată prin faptul că păcatele noastre sunt scoase, sunt puse pe jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt îndepărtate de la noi și cât este de departe cerul de pământ, așa îndepărtează El de la noi nelegiurile noastre și noi spunem, Doamne, mulțumim pentru lucrarea Ta. Confruntă păcatul. așa e că nu ne place să confrunte păcatul din viața noastră cineva? așa e că ne deranjează. Dar adevăratul Mesia este un Mesia care te iubește așa de mult încât confruntă păcatul. Al doilea lucru. Adevăratul Mesia confruntă păcătoșii. O să ziceți, e vreo deosebire între a confrunta păcatul și a confrunta păcătoșii, Da, în comportamentul Domnului este o, o diferență și este extraordinar de, 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 de profundă. În Evanghelia după Luca, la capitolul 19, citim de la versetul 41. Când s-a apropi... apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Când Domnul Iisus a uitat la păcatul de la templu, l-a scos afară cu toată autoritatea. Când s-a uitat la oamenii păcătoși din Ierusalim, l-au podidit lacrimile. E o cântare care spune că la ușa ta e un străin care plânge. Fața lui e numai răni. Trupul plin de sânge. Și unii care au vrut să nesocotească această dimensiune a Domnului au zis, ce, ce Hristos aveți voi, unul care, iertați unul care plânge, care e neputincios. Nu plânge de neputință. Știți ce plânge? De dragul tău și de dragul meu. E o dragoste atât de profundă. E o dragoste care mistuie. E o dragoste care atunci când vede păcătoșii, care nu cunosc ziua cercetării, care nu-L cunosc pe adevăratul mântuitor, care speceruiesc soarta și se duc pentru totdeauna în pierzare veșnică, se uită și plânge. Știți care este una dintre tragediile creștinismului secolului 21? Nu mai avem lacrimi. Așa e că nu mai avem lacrimi. Căutăm doar bucurie. Și totuși mai sunt oameni. Cunosc oameni care plâng, și plâng pentru cei din casele lor. Plâng și suspină. Și plângem pentru că a plâns adevăratul mântuitor. Se uită la tine și la mine. Și se uită cu atâta durere. Și se uită cu atâta drag. Și se uită cu atâta pasiune. Încât de dragul tău și de dragul meu a luat păcatele deasupra noastră și le-a pus asupra Lui și s-a dus la cruce să moară pentru ele. Și ne vom uita în zilele care urmează la ce a însemnat jertfa Lui. Dar este un Dumnezeu care confruntă păcatul și confruntă păcătoșii. Și când îi confruntă pe păcătoși, îi confruntă cu oferta mântuirii lui Dumnezeu, cu oferta harului, a iertării, a împăcării cu Dumnezeu. Mai confruntă ceva. Surprinde evanghelistul Matei și Marcu surprinde această confruntare. Ucenicii Batei, capitolul 21, versetul 20. Ucenicii când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis, cum de s-au uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi deloc, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă a zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Toți ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Într-o altă scriptură, Domnul Iisus spune, dacă ați avea credință, cât? Un grăunte de muștar. Când vine adevăratul Mesia, se uită la inima mea și la inima ta și ne confruntă credința ne confruntă în modul în care ne-am așezat în crederea, dependența, năzuințele, dorințele noastre, viața și veșnicia noastră, de lucrurile de pe pământ sau de cel care este Domnul Cerului și a Pământului. De cel care a venit în lumea noastră să ne cheme la el. Și când ucenicii s-au uitat și au văzut la tot ce face, i-au spus, Doamne, mărește-ne credința. Un tată, confruntat cu situația dramatică a copilului lui, a ajuns în fața Domnului și a spus Domnului în disperarea lui de tată, Doamne, dacă poți face ceva, fieți milă de noi. Și Domnul spune, tu zici dacă poți? Totul este cu putință celui ce crede. Știți ce a făcut tatăl acela? A izbunit în lacrimi. L-a podidit plânsul. A înțeles? că în împlinirea planului lui Dumnezeu, credința este canalul prin care vine binecuvântarea. Dumnezeu toarnă binecuvântarea pe canalul credinței. Binecuvântarea e de la Dumnezeu. Dar dacă e infundat canalul, nu are pe unde veni binecuvântarea. Acest lucru este ilustrat când Domnul a ajuns în sinagoga din Nazaret. Știți ce ne spune Biblia? că în Nazaret Domnul n-a putut să facă nicio o minune. De ce? Din pricina necredinței lor. Este ca și când tu ai fi mistuit de sete și apa ar trebui să vină la tine printr-un tub și tubul e blocat. Problema nu este că nu este apă. Problema nu este că cineva nu vrea să-ți dea apă. Problema este că ai blocat tubul. Și Domnul Iisus se uite la credința mea și la credința ta și vrea să aducă binecuvântare în viața mea, în familia mea, în biserica noastră, în România, pentru cei din jur. Și canalul pe care vine binecuvântarea este blocat. Cum este canalul credinței tale? Știi ce a spus tatăl acela? Cred, Doamne, ajută. Necredinței mele. O, Doamne, sunt atât de slab și de neputincios, că nici măcar nu pot repara eu tubul acela. Nu pot repara eu canalul. Doamne, repară-l Tu. Și citim în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Când, timp ce Apostolul Pavel predica Evanghelia, era acolo o femeie de afaceri pe nume Lidia, Asculta cuvântul. Dumnezeu turna binecuvântarea mântuirii prin Evanghelia predicată de Pavel. Și apoi surprinde Evanghelistul Luca. Domnul i deschis inima. Ca să ia aminte la ce spune Pavel. Domnul a reparat canalul acela înfundat. Domnul a deschis ușa aceea care era blocată. Și toarnă binecuvântarea. Se uită la credința ta și la credința mea. Adevăratul Mesia, Adevăratul împărat, adevăratul mântuitor este cel care vine din cer în termenii scripturii și cu puterea și cu misiunea de la Dumnezeu. Este cel care are puterea să transforme. Este cel care confruntă. Acum, când confruntă, nu poți evita. La confruntarea aceasta ai doar două posibile reacții și sunt surprinse de evangeliști. În special evanghelistul Ioan surprinde această dimensiune. Cele două posibile reacții sunt următoarele. Unu, să-l accept și să-l încoronesc ca împărat a vieții mele. Să-l accept, să spun, Doamne, am înțeles cine ești Tu, am înțeles că Tu ești adevăratul mântuitor, am înțeles care e puterea Ta de transformare, am înțeles care este confruntarea pe care mi-o aduci. Doamne, Răspunsul meu este din toată inima, din toată ființa mea, vreau să te încoronez ca împărat a vieții mele. Să fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Care e cealaltă alternativă? Să-l omori. Cealaltă alternativă este să-l omori. Ioan, capitolul 12. Când fariseii au văzut cine este Isus, a văzut puterea lui transformatoare. Fariseii au hotărât să-l omoare. Nu numai pe el, ci să-l omoare și pe Lazar. De ce? Ca să nu mai poată crede nimeni în el. Varianta cealaltă este să-l omori. Adică să faci tot ce poți, să scapi de el și să scapi pentru totdeauna. N-ai altă variantă. Și încheiem dimineața. Cu ceea ce spune adevăratul Mesia. Iată, eu stau la ușă și bat. Este confruntarea directă, personală. Nu pot evita, nu pot evita. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el. În limbajul biblic, când stai la cină cu cineva, este cea mai intimă și cea mai frumoasă și cea mai binecuvântată legătură posibilă. Voi intra la el și voi cina cu el și apoi o să-l invit eu la cine la mine în împărăția cerurilor. Tu mă inviți aici și eu te invit acolo. Ești gata să-l inviți? Hai să plecăm capetele rugăciunii. De cine ți-ai legat așteptările, dorințele, fanteziile? Ce fel de Mesia ți-ai construit? Cui îi dai admirația ta, timpul tău? Cui îi dai inima ta, loialitatea ta? Adevăratul Mesia este cel prezentat de Scrituri, este cel care vine de la Dumnezeu Tatăl, care a iubit lumea atât de mult încât l-a trimis pe singurul lui Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ce să aibă viața veșnică. Adevăratul Mesia este cel care transformă. Transformă totul. Transformă și vindecă și repară și aduce toate lucrurile. Și le-a început în prima lui venire și le va desăvârși la a doua lui venire. Și astăzi vrea să-ți transforme inima. Astăzi vrea să schimbe drumul pe care mergi. Astăzi vrea să schimbe prioritățile vieții tale. Astăzi vrea să schimbe identitatea ta dintr-un fiu al iadului, într-un fiu al cerului. Astăzi se apropie de fiecare dintre noi și confruntă. Păcatul îl confruntă în toată puterea asprimea judecății lui Dumnezeu. Confruntă păcătosul cu toată dragostea și sensibilitatea și gingășia lui Dumnezeu. Cu o dragoste până la lacrimi. Astăzi confruntă credința. Credința care înțelege că toate binecuvântările vin de la Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul și puterea Duhului Sfânt în lumina Scripturii. Credința care deschide ușa inimii și care spune, Doamne, astăzi te chem să vii în viața mea. Ne-am uitat la sărbătoarea de atunci și m-am uitat la realitatea de astăzi. Doamne Iisuse, am auzit bătaia cuvântului și a Duhului Tău la inima mea. Dăm putere să deschid inima. Dăm putere să te încoronez ca Domn și Mântuitor a vieții mele. Și ajută-mă să mă duc acasă, ca un om care are viața schimbată, drumul schimbat, destinul schimbat și care e chemat de acum încolo să răspândească în jur binecuvântările pe care le-a dus în lumea noastră Hristosul adevăratul Mesia. Doamne, ești prezent în locul acesta pentru că ești tot prezent. Cunoști fiecare inimă pentru că ești tot cunoscător. Ești același Dumnezeu plin de har și de adevăr. Ești același Dumnezeu care ai toată autoritatea asupra întregului univers. Doamne, chemăm autoritatea Ta asupra locului acestuia. Și prin autoritatea ta te rugăm să-lungi orice duh potrivit nevoii tale. Prin autoritatea ta te rugăm, liniștește mintea și inima fiecăruia. Mulțumim că ai venit să schimbi, să transformi. Doamne, cunoști vieți care sunt ruinate. Cunoști tineri care au gustat amărăciunea păcatului din anii tinereții. Cunoști familii care trăiesc în durerea aceasta a păcatului și a neînțelegerilor și a lucrurilor care îi trag tot mai jos. O, Doamne, întindeți mâna și schimbă. Te rugăm în durăte de tinerii țării noastre. Sunt cu sutele de mii prinși în pornografie și în droguri. Sunt prinși în păcat și în rătăcire. O, Doamne, întindeți mâna și atrage-i la tine. Mulțumim pentru tinerii care sunt aici în biserică. Pentru cei care sunt în alte biserici, te rugăm întărește-i, Doamne. Dar ne rugăm pentru aceia care sunt prinși în lanțurile robiei. Doamne, eliberează și atrage-i la tine. Te rugăm să schimbi familii, te rugăm să schimbi oameni, destine de frați, de surori, să schimbi destine de oameni care trăiesc în neînțelegeri și tensiuni, în neputință și în decădere. Doamne, întindeți mâna și ridică. Te rugăm să curăți tot ce trebuie curățat în noi. Te rugăm să scoți afară din inimile noastre, din casele noastre, din biserici, scoate afară tot ce e păcătos și stricat. Umple, Doamne, tot locul acesta de slava prezenței Tale. Te rugăm acum, Doamne, să aduci credință mântuitoare, credință care deschide inima, Credință care se îndreaptă spre Hristos, Domnul, spre jertfa mântuitoare. Credință care spune, Doamne, din toată inima, strică către Tine, ai milă de mine. Și dă harul mântuirii tare și peste inima mea.